Bine v-am regăsit, dragilor! Continuăm călătoria noastră în Python. Pentru astăzi m-am gândit să vă povestesc despre un lucru pe care l-am aflat în cadrul cursului pe care l-am parcurs de Python, și anume că în America cel mai căutat job în anul 2020 a fost jobul de data science. Am vrut să văd și la noi cum stăm în ceea ce privește joburile. Am dat o căutare legată de acest subiect, Job Data Science, și haideți să deschidem primul rezultat, să vedem ce ne apare. Acceptăm modulele cookie. Iată că sunt multe văd solicitări pentru Data Science. Ia să-l aleg pe cel de la IBM, că pare interesant, în București, în urmă cu 2 săptămâni. Pot să candidez. E în limba engleză, afișat mai mult. Haideți și traducem ceea ce scrie, pentru că e foarte ușor, tradu în română, limba română. IBM se angajează. Haideți să vedem care sunt detaliile legate de acest post. În calitate de data science la IBM, vei contribui la transformarea datelor clienților noștri în valoare comercială, prin analizarea informațiilor, comunicarea rezultatelor și colaborarea la dezvoltarea produsului. Foarte interesant, mai ales în vremurile de astăzi, în care nu știm ce va fi mâine. Iată că m-ar interesa un asemenea job. Pentru astăzi, plecând de la această informație de job data science, am gândit să vă arăt cum se pot face în Python graficele 2D. Pentru aceasta a fost nevoie și am primit deja informațiile legate de instalarea bibliotecilor Matplotlib. Pandas urmează la următoarele aplicații. Am dat o căutare pe Google și am văzut de fapt ce sunt aceste grafice 2D, în engleză chart, și observăm că sunteți familiarizați cu ele. Le vedem peste tot, în toate manualele voastre, la toate disciplinele, la televizor, în multe domenii. Iată că e nevoie să știm să facem o reprezentare grafică a unor informații și ne trebuie la viitorul nostru job la care ne gândim, data science. Ce observăm? Că avem diverse modele, avem grafice tip linie, tip plăcintă, îmi place mie să-i spun pie, acestea circulare, tip coloană, cele mai folosite sunt cele tip coloană, tip bare și multe alte modele. Pentru asta, dar am nevoie de o idee, de proiect, de la care să plecăm, așa că am ales să fac o statistică a participanților la cursul nostru de programare în Python. Avem participante la clasele a 6-a, 7-a și a 8-a și am ales să fac o statistică privind numărul de băieți și numărul de fete. Așa că plecăm de la această idee și vreau să realizăm un grafic 2D. Asta este ceea ce mi-am propus astăzi. Sper să vă placă ideea pe care am ales-o. Așa că am pregătit un fișier PIE. E salvat. Mi-am structurat, ca să mergem mai repede, ideile principale pentru crearea unui grafic 2D. Avem nevoie de biblioteca Matplotlib, primul pas, trebuie neapărat să o importăm. Avem nevoie un grafic 2D, ați văzut că este nevoie de cele două axe. Să explic puțin aici, axa X este axa orizontală pe care trebuie să punem anumite valori. Axa Y este axa verticală și aici punem celelalte valori pe care le punem în corespondență. Reprezentăm graficul, ar fi pasul 4 și pasul 5, elementele de grafică, de, nu știu, de afișare a graficului. Îmbunătățim să arate mai frumos. Așa că în 5 pași o să avem un grafic realizat. Plecăm de la primul pas și introducem, așa cum ne-am obișnuit și la desenele în folosind biblioteca Turtle, folosim toate comenzile ca să nu scriem complicat codul. Matplotlib. Punct. De data aceasta adăugăm punct pyplot, da? Numele bibliotecii matplotlib, punct pyplot, spațiu, import steluță, importăm toate comenzile. Pentru axa OX, să revenim
un pic la participanții cursului. Pe axa UX o să reprezint clasele, iar pe axa Y, OX sau X e același lucru, iar pe axa Y o să reprezint numărul de elevi. Prima dată numărul de băieți și apoi o să facem încă un și să reprezentăm și numărul de fete. Ne întoarcem la proiect. Cum facem această reprezentare a valorilor pe axa X? O să denumesc axa X, așa cum era și în tabelul nostru, clasa. Și avem o listă. Listele deja suntem obișnuiți, se cuprind între paranteze pătrate. Avem denumiri, deci le folosim între apostroful și aveam doar din clasele A6-a, A7-a, să scriem frumos cu cifre romane, așa arată mai bine, și clasa A8-a, avem apostroful și închidem paranteza pătrată care încheie lista. Atât avem pe axa UI. Pe axa Y avem băieții, putem să facem doar o reprezentare a băieților, dar m-am gândit să fac un grafic mai interesant, să avem două linii, de fapt un grafic cu două linii. Băieții, ne întoarcem să vedem valorile, să le ținem și minte și la fete și la băieți. Băieți 2, 5, 12 și 7, 1, 5. Ne întoarcem la proiect. Deci, între paranteze pătrate sunt valori numere, nu trebuie să le cuprindem, nici nu e bine să le cuprindem între apostroful, pentru că sunt niște valori numerice. Fete egal 7, 1, 5, sper că am reținut bine. Atât, a fost foarte simplu să creăm cele două liste, băieți și fete. Acum urmează pasul 4, reprezentarea graficului, care o să o facem folosind comanda plot. Clasa este primul element, pentru că este axa X, trebuie să o punem prima, și apoi băieții. Să știți că putem să le punem și invers. Asta înseamnă că băieții îi reprezentăm pe axa X și clasa o reprezentăm pe axa Y. Dar e mai frumos acum așa, cum nu știu, v-am gândit, clasa băieți, închidem paranteza rotundă, același lucru îl facem și pentru fete. Clasa și fete. Bun. Partea de elemente de afișare a graficului, un grafic arată mai bine dacă are măcar reprezentate ce anume avem pe axa X și asta înseamnă X label. Label se traduce etichetă, adică denumirea axei. Denumirea axei X este număr elevi. Nu, denumirea axei X, scuze, pe axa X am reprezentat clasa. Bun, mai greșesc și eu, Y. Label. Avem pe axa Y reprezentat numărul elevilor, număr elevi. Bine, băieți și fete, evident, dar o să vedem asta dacă putem să explicăm într-o legendă. Și cel mai important, să nu cumva să-l uitați, este show. O să vă povestesc din experiență că eu am uitat să pun parantezele rotunde și m-am chinuit o grămadă să văd graful. Cam atât. Show, să nu uitați de parantezele rotunde de la final. Asta ar fi în 5 pași, crearea unui grafic 2D, grafic sub formă de linii. Hai să vedem ce a ieșit. Salvăm, mă întreabă, ok, am salvat, a rulat, abia aștept, iată ce frumos, a ales culorile implicit. Iată că nu știu care sunt fetele și care sunt băieții, decât dacă ne aduc aminte că valoarea 2 era la băieți. Deci e clar că la băieți a pus culoarea albastră și la fete culoarea portocalie. Le-a ales, ok, a fost inspirat. Este pe axa X, așa cum spuneam, axa orizontală apare clasa, pe axa Y apare elevii. E bine, hai să facem un pic niște îmbunătățiri acestui grafic, pentru că așa ar fi mai frumos, aș vrea să am și o legendă. Legenda nu poate să apară decât dacă noi adăugăm la reprezentarea graficului în continuare niște atribute. Atribute ca niște proprietăți, vreau să le vedeți, pe care trebuie să le folosim ca să ne mai adauge ceva pe acest grafic. Folosim eticheta, folosim comanda, de fapt atributul label, care se traduce etichetă, și punem aici să ne apară băieți în legendă. Am putea să adăugăm și o culoare. El mi-a pus albastru, era un albastru deschis. Haideți să punem un blu, un albastru obișnuit. De asemenea, aș vrea să marcheze și punctele.
pentru fiecare clasă folosesc marker, atributul marker egal. Și aici între apostrofuri putem să punem un caracter de pe tastatură. M-am gândit să folosim un X. Și virgulă. Putem să coborâm când avem prea multe atribute și nu se mai văd. Dăm un enter. Dar nu uitați să puneți virgulă după marker, acolo egal X. Și putem să folosim o culoare. Marker, face, color, egal. Ce culoare să punem noi pentru acest marker X? Să punem orange, pentru că s-ar vedea bine portocaliu pe albastru. Și grosimea liniei era o linie subțire. O să folosim atributul line width. Egal, aici e număr, deci nu trebuie să-l cuprindem între apostroful. O să folosim o grosime de 3 pixe. Cam asta. Ce vă recomand este să copiem, da? Tot ce am adăugat aici cu virgula, cu tot și cu paranteza. Să copiem Ctrl-C pe rândul următor la fete și doar să modificăm. Eticheta pentru fete este aceasta. La culoare, haideți să punem un pink, da? Marker, o să punem un litera O, o mic. Culoarea, haideți să fie roz, roz cu cerne. Și punem blue, da? Iar la grosime să lăsăm tot 3. Atenție, avem două paranteze rotunde, ștergem una ca să nu avem erori de sintaxă. Cam asta ar fi ce să mai... să adăugăm legenda. Pentru că noi am adăugat etichetele label pentru a adăuga și o legendă. E foarte simplu, comanda legend între apostrof. Haideți să vedem ce ieși. O să mă trebuie că salvez, ok. Ia. Mult mai bine. Mult mai frumos. Vedem acele marcăre puse, da, cu litera O la caracterul O la fete și legenda, acum vedem foarte clar că băieții reprezintă culoarea albastru și fetele roz. Ce e foarte interesant că putem acum această figură să o salvăm. Avem această dischetă. Nu știu dacă mai știți voi ce este o dischetă, da? Este un icon pentru salvare. O salvăm în calculator, acum o să o pun pe desktop. Figura 1, pot să-i spun, nu știu, participanți la curs, save. Mai există odată figura 1, am mai făcut eu alte salvări, zic yes. Ce nu-mi place? Faptul că nu am un titlu. Haideți să adăugăm și un titlu la acest grafic. Ca să-i adăugăm titlul, folosim tot la elementele de afișare comanda title. Și între paranteze, ce titlu vrem noi? Între apostroful. Să zicem curs Python. Închidem apostroful și paranteza. Executăm. Mă pune să salvez. Ok. Parcă o să arate mai bine având și un titlu acest grafic. Da? Salvăm din nou graficul, figura. O salvăm peste cealaltă. O să mă întrebe, vrei să salvezi? Da? A salvat. Da? Figura 1. Ia să mai dau o dată. Nu, a salvat în altă parte, evident. Așteptam să mă întrebe dacă salvez peste celălalt fișier. Uitați aici figura 1. Mai era o dată. Salvez peste. Atenție cu salvarea. Pentru că, totodată, dacă nu suntem atenți, pierdem informația pe care, de fapt, nu doream să o pierdem. Cam asta ar fi legat de graficele de tip linie. Dacă vă uitați că în cei 5 pași am reușit să facem un grafic, zic eu, rapid. Au fost instrucțiuni simple, ușoare. Pe noi graficele ne ajută să le folosim în diverse contexte, la diverse discipline. Ca idei de grafice, am făcut așa o căutare și am găsit în niște culegeri de matematică câteva grafice care au fost puse chiar și în subiectele de la evaluarea națională, numai că acolo trebuie să le și rezolvăm. Iată, niște idei de grafice, distanța parcursă în kilometri într-un anumit timp, asta merge și la fizică, evaluarea națională, temperatura, da? Cum variază temperatura pe perioada de un an, notele la teza, la matematică. Iată un grafic de tip pie, în care vedem
câți elevi, nu, procentul elevilor care, celor care au participat la o votare la școală. De asemenea, o grămadă de idei. Acest fișier o să vi-l trimit și o să vi-l postez și în clasă, să vă inspirați din el. Aș dori să faceți un grafic diferit de al meu, pentru că la prima temă, la desene cu Turtle, în general ați încercat să faceți aceeași idee pe care am avut-o. Mi-ar fi plăcut să văd ce idei aveți voi de desene, să căutați, să experimentați Biblioteca Tartă. Același lucru vi-l cer și acum, să experimentați Biblioteca Matplotlib, în principiu cu ceea ce v-am arătat eu astăzi. Ați putea să faceți niște proiecte, zic eu, interesante. Pot să vă mai arăt cum facem transformarea graficului din plot, să-l facem din acest grafic linie, să-l facem tip coloană, este cel mai folosit grafic. Nu o să reprezint ambele și informații, și fetele, și băieții. O să folosesc cuvântul pentru tipul coloane, va fi bar, dar nu mai putem să păstrăm toate atributele pe care le-am folosit la tipul linie. Așa că eliminăm din acest grafic, eu știu, câteva lucruri care nu mai ne sunt necesare. Cum ar fi clasa băieții rămân, este ok pentru că altfel fără acestea nu ar putea să apară graficul. Iar la label aici am putea să punem clasa, să ne apară doar clasa la partea de label, deși nu cred că va fi necesar la graficul de tip coloană. Haideți să le ștergem, mai bine. E mai ok să lăsăm clasa, băieții, culoarea. Asta cred că puteam să o lăsăm. Ia să dau control Z. Culoarea. Să ștergem eticheta, că la graficul de tip coloane nu cred că mai este necesar. Markerul, sub nicio formă, pentru că nu e grafic tip linie. Și de asemenea, atributul pentru line width nu mai e valabil, pentru că acum avem de-a face cu lățimea coloanei, deci lăsăm numai width. Și acum lățimea o să punem sub formă de număr real, să zicem 0,7. Ia să vedem. Legenda, nu mai este nevoie la graficul de tip coloană. Curs Python, număr elev, clasa, putem să le lăsăm. Haideți să vedem ce a ieșit. Iată. E destul de groasă coloana. Am putea să modificăm, să punem 0,5. Ia să ne arată, modifică foarte mult. Salvăm, executăm. E mult mai bine acum. Acestea ar fi partea de grafic de tip coloane. Haideți să vedem cum îl modificăm acum, să-l facem de tip circular. Asta înseamnă să modificăm, în loc de bar, să punem pai. Însă graficul circular nu mai este nevoie să folosim toate aceste atribute. O să lăsăm doar, să zicem, băieții. Iar la partea de etichetă aș vrea să-mi pună clasa. De data asta modificăm. Avem băieții reprezentați în grafic și label eticheta este clasa. Ia să încerc și run. Avem o greșeală. Îmi spune că nu e în regulă ceva cu label. Nu are nimic, că tot n-am avut noi nicio greșeală la partea aceasta. E, aici, la graficul de tip lăcintă, de fapt, noi avem mai multe etichete. Știți că trebuie să ne apară fiecare clasă cu o anumită culoare și atunci folosim cuvântul labels. Ia să vedem dacă asta este greșeala. Run. Executăm. Și se pare că a trecut de eroare, am rezolvat-o. Asta spuneam, că la etichete el pune o culoare la fiecare, da? Dacă afișăm și partea de legendă, sunt curioasă dacă la legendă ne-ar pune și culorile ce reprezintă fiecare culoare. Ia să vedem. Ce este? Da. Albastru este clasa a șasea, a șaptea, a opta. Iată că legenda la graficele circulare este foarte ok. Bun, salvăm figura dacă ne dorim. Sper că v-am trezit interesul, în primul rând pentru jobul Data Science.
Este interesant să începeți de acum să faceți aceste grafice 2D. Ideile de grafice v-am spus că vi le trimit. Și nu uitați că la finalul activității noastre, întotdeauna trebuie să avem și un timp pentru reflexie. Dacă data trecută ne-am gândit la ceea ce putem îmbunătăți în cadrul unui proiect, ceea ce așa numitul feedback, de data asta mă gândesc să privim un viitor. Adică aveți deja experiența primului proiect, acesta va fi al doilea. Ar fi bine să te gândești ce ți-ai dorit să înveți mai mult, cum te ajută, la ce te va ajuta pe tine în viitor. Da, să ne angajăm la IBM, poate. Ce simți despre ce vei învăța? Ce provocări crezi că vor apărea? Cum le vei depăși? Ce vei schimba? De exemplu, la proiectul meu, poate tu vei lua totul de la capăt și vei avea cu totul o altă idee. Și cam atât pentru asta. Eu sper să... Abia aștept să văd proiectele voastre și să le prezentați de asemenea colegilor în cadrul activității care urmează. La revedere, dragilor! Toate cele bune vă doresc!